Noi vorbim despre aderare europeană și pentru sau vectorul european început de la 2003, adică mai mult deja 20 de ani. Și spuneți, vă rog, ce am realizat pe direcția asta? Am avut investiții din partea companiile europene. Am avut investiții din partea țările europene. Aș sugera acestor persoane publice care sunt mai sceptice vis-a-vis de impactul produs de fondurile europene în Republica Moldova să analizeze datele statistice, să meargă în diferite regiuni ale țării, să discute cu oamenii, să se informeze și să vină cu o poziție publică care este bazată pe argumente și nu doar pe speculații, pentru că în cazul în care lansezi mesaje care nu au legătură cu realitatea, riști să fii combătut și să pierzi orice dezbatere în acest sens, din cauza că datele statistice și adevărul demonstrează o cu totul altă realitate. Deci există o cooperare strânsă cu Uniunea Europeană de mai bine de 20 de ani și progresele obținute în această perioadă ne-au adus în punctul în care suntem astăzi, la mijlocul drumului de aderare în Uniunea Europeană. Da, auzim fiecare săptămână că am primit atâta bani, dar unde banii asta? Cineva poate răspunde la întrebarea asta, unde banii cheltuit? Vorbim de miliarde de euro care au ajuns în țara noastră sub formă de proiecte de asistență la nivel local, proiecte de ajutor umanitar, proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri, multe proiecte, așa cum sunt cele legate de reparația grădinițelor în majoritatea satelor din Republica Moldova, reparația spitalelor la nivel raional, izolarea termică a clădirilor publice, a primăriilor, caselor de cultură și ne mai vorbim de reparația drumurilor și iluminatul stradal, au fost finanțate și susținute de către partenerii noștri europeni. Rețeaua de apă și canalizare a fost construită în multe localități cu bani europeni, iar atunci când țara noastră s-a confruntat cu criza energetică în perioada anilor 2021-2023, Uniunea Europeană a oferit compensații la căldură și electricitate pentru aproape 900 de mii de cetățeni moldoveni aflați sub un grad de vulnerabilitate ridicați au mediu, oameni care au avut nevoie de susținere pentru a trece peste această perioadă dificilă. Banii au venit la fel dinspre Uniunea Europeană și cetățenii săi.